Iată titlurile acestei ediții. Cei 7 suspecți în dosarul Andrei Brăguța își vor afla astăzi sentințele. Sunt suspectați de tratament inuman în privința victimei. Clipe de groază pentru o minoră de 11 ani din raionul Fălești. Copila ar fi fost violată de către trei amici. Un bărbat de 41 de ani a ajuns la spital cu un glonț în picior după ce prietenul său ar fi vrut să-i arate arma sa. Cei 5 profesori de la un colegiu din Chișinău suspectați de luare de mită vor fi cercetați în libertate și ar fi recunoscut vina. Un minor din Chișinău ar putea face 3 ani de pușcărie pentru furtul unei mașini. Un tânăr din Căușeni riscă 2 ani de pușcărie suspectat că ar fi furat 10.000 de lei dintr-un apartament din Chișinău. Cei 7 suspecți în dosarul Andrei Brăguța, tânărul care ar fi murit după ce ar fi fost bătut de către colegii de celulă chiar sub privirile angajaților izolatorului, își vor afla astăzi sentințele. Ședința de judecată care a avut loc pe 21 septembrie, în care magistrații trebuiau să se pronunțe în acest sens, a fost întreruptă până pe 24 septembrie la cererea avocaților. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Procurorii au solicitat între 8 și 13 ani de pușcărie pentru cei 3 angajați ai izolatorului și 4 foști colegi de celulă a lui Brăguța. Potrivit procurorilor, polițiștii sunt acuzați că, deși vedeau cum colegii de celulă îl băteau pe Brăguța, nu ar fi întreprins nimic pentru a-i opri. Iar cei 4 colegi de celulă sunt suspectați de tratament inuman în privința victimei. Amintim că Andrei Brăguța a fost reținut pe 15 august 2017 după ce s-a luat la harță cu polițiștii care l-au oprit pentru depășirea limitei de viteză, iar pe 26 august 2017 a decedat în penitenciarul numărul 16 Pruncul, din cauza rănii pe care le-a suferit. Dacă vor fi recunoscuți vinovați, suspecții riscă până la 13 ani de detenție. Clipe de groază pentru o minoră de 11 ani din raionul Fălești. Copila ar fi fost violată de către trei prieteni. Contactat telefonic, procurorul raionului Fălești, Gheorghe Gurițanu, a declarat că totul a avut loc recent la o fermă dintr-o localitate din raion. Forțele de ordine au deja 3 suspecți. Aceștia ar fi 3 minori cu vârstele cuprinse între 13 și 14 ani, a mai adăugat procurorul. Atenție, urmează detalii care v-ar putea afecta emoțional. Potrivit procurorului, băieții mai întâi ar fi bătut victima, după care ar fi agresat-o sexual. Imediat după ce a fost denunțat cazul minorei, i s-au acordat îngrijiri medicale. Până în prezent, copila primește consiliere din partea psihologilor. Cei 3 suspecți nu au fost reținuți, întrucât nu au atins încă vârsta majoratului. În prezent, forțele de ordine investigează cazul. Tragedie fără margini în familia unui tânăr din Fălești. Un băiat de 18 ani a murit într-un grav accident de motocicletă. Potrivit poliției, tânărul, în timp ce conducea o motocicletă, având exces de viteză, ar fi ieșit pe contrasens și ar fi lovit un pieton care mergea pe drum. În rezultatul impactului, ambii au fost grav răniți. Totul s-a întâmplat pe 21 septembrie, pe traseul Fălești-Bălți, în jurul orei 21. Polițiștii au stabilit că un bărbat în vârstă de 18 ani, conducând o motocicletă de model Viper, fără numere de matriculare, având exces de viteză, a ieșit pe contrasens și a tamponat un pieton, un minor în vârstă de 17 ani, care se deplasa regulamentar. La fața locului au venit mai multe echipaje de poliție, dar și un echipaj medical. Victimele au fost transportate de urgență la Spitalul Raional din Fălești. Din păcate, motociclistul de 18 ani nu a mai putut fi salvat. Acesta a murit la spital din cauza leziunilor primite. Minorul de 17 ani rămâne internat în spital și se află în afara oricărui pericol. Poliția din Fălești cercetează cazul. Și-a împușcat din greșeală prietenul. Un bărbat de 41 de ani a ajuns la spital cu un glonte în picior după ce prietenul său ar fi vrut să-i arate arma pe care o are. Incidentul, care se putea sfârși tragic, s-a întâmplat în seara de 21 septembrie în satul Zaim, raionul Căușeni. Potrivit poliției, bărbatul care ar fi tras ar fi scos încărcătorul din pistol, însă ar fi uitat de glontele rămas în țeavă. Victima, aflându-se în stradă împreună cu un consortean de-al său, de 34 de ani, ultimul având la el un pistol de model Baikal, deținut legal, fără încărcător a efectuat verificarea lui, apăsând pe trăgaci, necunoscând de faptul că în canalul șanțului pistolului se afla introdus un cartuș, care rezulta din imprudență, glodele l-a rănit în gleza dreaptă pe victimă. Imediat, cei doi s-au dus la spital, unde bărbatul rănit a primit ajutorul medical necesar. În prezent, viața și sănătatea lui este în afara oricărui pericol. Bărbatul care ar fi tras din armă a fost testat cu etilotestul, care a arătat negativ. Poliția a pornit o cauză penală și investigează cazul.
Ar fi cerut 17.500 de euro mită pentru a scăpa o persoană de pușcărie, iar acum riscă să ajungă chiar ei pe banca acuzaților. Este vorba despre un bărbat și o femeie din Fălești, reținuți într-un dosar de trafic de influență. Potrivit unui comunicat emis de CNA, suspecții au fost reținuți de ofițerii și procurorii anticorupție în timp ce primeau ultima tranșă de la denunțător. Potrivit datelor anchetei, cei doi ar fi pretins că au influența asupra magistraților din cadrul judecătoriei Chișinău și că îi pot determina să emită o decizie neprivativă de libertate pe o cauză penală pornită pe escrocherie. Aceștia ar fi acționat în complicitate cu persoane neidentificate la această etapă a documentării. Cei 17.500 de euro istorcați au fost transmiși sub controlul CNA în trei tranșe, ultima fiind de 15.000 de euro. Banii transmiși în primele două tranșe au fost găsiți în casa pe care o închiria unul dintre suspecți. Ambii suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă amendă de până la 200.000 de lei sau până la 6 ani privațiune de libertate. Cei 5 profesori de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău, cercetați penal, suspectați de luare de mită și ar fi recunoscut vina și sunt cercetați în libertate. Profesorii ar fi fost prinși pe 20 septembrie de ofițerii Centrului Național Anticorupție, chiar în momentul când primeau mită. Aceștia au fost escortați la CNA pentru audieri. Cei 5 profesori de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău, cercetați penal pentru corupere pasivă, și-au recunoscut vina și sunt actualmente cercetați în stare de libertate. Potrivit CNA, cei 5 ar fi cerut și primit bani de la studenți pentru a nu-i lăsa cu restanțe. Pentru o notă de promovare, dascălii ar fi cerut între 300 și 1400 de lei. Potrivit anchetei, profesorii le-ar fi creat intenționat impedimente studenților care refuzau să plătească pentru note, în special celor din ultimul an de studii, lăsându-i restanțieri. Atunci, vicedirectorul instituției a comentat cazul ca fiind o eroare. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 10 ani de detenție, cu amendă de până la 400.000 de lei. În ambele cazuri, dascălii vor fi privați de dreptul de a ocupa funcții publice. Și-ar fi parcat mașina în curtea blocului, iar dimineața s-a pomenit fără ea. Un bărbat din Chișinău s-a adresat cu o plângere la poliție în care ar fi declarat că mașina sa i-a fost furată. Incidentul a avut loc în noaptea de 16 septembrie pe strada Cuza Vodă din sectorul Botanica. La scurt timp după ce au început cercetările, forțele de ordine au găsit mașina dispărută pe strada Grenoble din același sector. Ulterior, polițiștii l-au identificat și pe suspect. Este vorba despre un minor de 15 ani, originar din Chișinău. Băiatul a fost reținut pentru audieri. Interogat, suspectul și-ar fi recunoscut vina. Acum este cercetat în libertate, iar dacă vina lui va fi demonstrată, riscă până la 3 ani de pușcărie. O familie din capitală a rămas fără bani după ce un tânăr ar fi intrat în apartamentul din sectorul Ciocan al capitalei și ar fi furat toți banii pe care i-a găsit. Suspectat de furt este un tânăr de 23 de ani din Căușeni. Potrivit forțelor de ordine, tânărul ar fi pătruns în locuință de unde ar fi furat aproximativ 10.000 de lei. Interogat, suspectul și-ar fi recunoscut vina și ar fi declarat că a cheltuit toți banii furați. Nu se cunoaște deocamdată pe ce au fost cheltuiți banii și dacă vor fi restituiți victimei. Acum tânărul este cercetat în libertate. Dacă vina lui va fi demonstrată, riscă să-și petreacă următorii 2 ani în detenție. Polițiștii din Orhei au pornit o cauză penală după ce mai multe persoane necunoscute au aruncat peste gardul penitenciarului din Brănești 4 colete. Totul s-a întâmplat pe 23 septembrie, puțin după ora 1. Coletele au fost găsite de către gardienii penitenciarului, care au sesizat imediat organele de forță. În urma verificării pachetelor, au fost depistate 2 telefoane mobile, o cartelă SIM, 7 accesorii pentru telefon mobil și 3 kg de drojdie granulată uscată. Iar în coletul cu produse alimentare destinat unui deținut de 20 de ani din penitenciar, penitenciarul numărul 6, Soroca, a fost depistat un telefon mobil cu o cartelă SIM. Tentativa eșuată de a introduce obiecte interzise în pușcărie s-a înregistrat pe 21 septembrie, în jurul orei 15, și în acest caz a fost sesizat Inspectoratul de Poliție, Soroca. Un lan neîngrijit pe care creșteau plante de cânepă a fost descoperit de către polițiștii de frontieră în zona de frontieră Volentiri. Incidentul a fost semnalat la sfârșitul săptămânii trecute. Polițiștii au observat că pe terenul neîngrijit de aproximativ 3,5 ari cresc parcele de cânepă care atingeau înălțimea de până la 1,5 metri. Din primele cercetări s-a constatat că proprietarul terenurilor arabile este un locuitor al satului Volentiri. Identificat, bărbatul ar fi declarat polițiștilor de frontieră că doar o parte din fâșie de pământ ar fi a lui, restul terenului nu are proprietar. Acum, cazul este documentat, iar în funcție de rezultatele de laborator, plantele vor fi tăiate. Dacă va fi cazul, bărbatul le-ar fi declarat polițiștilor că poate să participe la distrugerea plantației cu ajutorul tractorului personal, în prezența inspectorilor poliției de frontieră. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt.
incendiu pe strada Valea Trandafirilor din sectorul centru al capitalei. Totul s-a întâmplat pe 23 septembrie, în jurul orei 12. Potrivit imaginilor care au fost plasate pe o rețea socială, incendiul a izbucnit într-o casă de locuit, iar flacăra deschisă se putea vedea de la o distanță foarte mare. La fața locului au intervenit două auto speciale ale pompierilor pentru a localiza incendiul. Deocamdată nu se cunoaște dacă a fost cineva rănit și care este cauza izbucnirii focului. Flăcările au mistuit o mare parte din clădire. Toate circumstanțele urmează să fie stabilite de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Un șofer de taxi s-a ales cu mașina avariată după ce un biciclist nu ar fi oferit trecerea și s-a izbit în taximetru. Totul s-a întâmplat pe 23 septembrie, pe sensul giratoriu de pe strada Ion Creangă din Chișinău. Momentul a fost surprins de camera de bord instalată în mașina unui șofer, iar imaginile au fost plasate pe rețelele de socializare. Din filmulețul video se observă că biciclistul s-a ales doar cu o sperietură și și-a urmat calea, iar taximetrul a fost avariat. Potrivit regulamentului rutier, biciclistul era obligat să cedeze trecerea pentru că taxiul se afla pe sensul giratoriu și avea prioritate. Nu se cunoaște dacă șoferul de taxi a sesizat sau nu poliția pe acest caz. Șoferii continuă să încalce regulile de circulație rutieră. Numai în ultimele 3 zile, agenții de patrulare au înregistrat peste 2000 de încălcări ale circulației rutiere. Cei mai mulți conducători auto, peste 1300, au depășit limita de viteză admisă. Alți 67 de șoferi au fost prinși în stare de ebrietate la volan, iar un conducător auto se afla sub influența substanțelor narcotice. De asemenea, polițiștii de patrulare au depistat 39 de șoferi fără permise de conducere. Pentru a preîntâmpina producerea accidentelor rutiere pe mai multe trasee din țară, dar și pe străzile din Chișinău, vor activa mașinile capcană. Un moldovean de 33 de ani a fost reținut în Italia, suspectat că ar fi provocat un adevărat carambol pe o stradă din regiunea Veneto. Potrivit presei italiene, acesta ar fi tamponat cu mașina sa un autobuz și un automobil, după care s-a oprit într-un parapet de pe marginea drumului. Totul a avut loc pe 19 septembrie, în jurul orei 7:30. Deocamdată nu se știe dacă acesta era sau nu beat, întrucât moldoveanul ar fi refuzat să treacă etilotestul. Presa italiană scrie că bărbatul a înjurat și a amenințat cu moartea carabinierii veniți la locul accidentului. În cele din urmă, polițiștii au reușit să-i pună cătușele. Acum, moldoveanul riscă să fie judecat conform legii italiene. Dacă deții imagini sau informații ce pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.